Da, ultima întrebare pe care o am. Eu eram curioasă dacă v-ați gândit în practică cum se va implementa proporțional, efectiv, ca exemplu practic, pentru o economie ca noastră, unde tot a venit asta în discuție, o mare parte din economie, de fapt, nu e vizibilă. Adică, ca exemplu manelistului care face petrecere în bloc și poliția nu sancționează pentru că este frică nu doar de el, ci de toți prietenii lui și tot gangul lui și toate veniturile lor, sau 90% din veniturile lor, sunt necunoscute statului și sub preș. În același mod în care oamenii cu BMW-uri mari probabil nu le declară atunci când apasă accelerația pe roșu și alte situații similare de economie ascunsă. Cum s-ar implementa, de fapt, în cazurile astea? Asta ar impune ca statul să perceapă toate taxele, să îndiguiască evaziunea fiscală și să îl supravegheze puțin pe Garcea. Ori faptul că există evaziune fiscală, că o parte din economie este gri și că milițienii își rotunjesc salariile cu, de la ei inițiativă, acestea nu sunt lucruri de principiu, acestea oricum trebuie învinse. Dar cred că... Vreau să spun că e echivalentul adresului la căruță. Pentru că mai întâi trebuie rezolvat niște probleme structurale țării și despre ce vorbim noastră e destul de avansat cu văzutul pe o aplicație. Câtă vreme trebuie 15 adeverințe să scoți un cazier sau să-ți faci un buletin, treaba cu veniturile ca să se vadă exact și să se poată amenda proporțional, se pare irealistă și... Tocmai de-aia scopul, tocmai de aceea și scopul acestei dezbateri. Și am și menționat la început că în această dezbatere vorbim de principii. Nu am rămas doar la exemplul României, deși în cea mai mare parte în stat. Scopul a fost altfel, efectiv să vedem poate când vom avea condițiile tehnologice necesare să poți să implementeze o amendă și acum. Nu trebuie neapărat de mâine, poate pe mâine. Gata să spun concret la întrebarea Teodorei. Dacă considerăm că, într-adevăr, avem un sistem perfect pe care nu avem evaziune fiscală, cum am face chestia asta și cum o fac finlandezii, de exemplu, e că pentru veniturile cele mai mici, proporția este cea mai mare, adică să spunem pentru un venit de 700 lei este 10% și proporția aceasta scade pe eșaloane de venit. Cu alte cuvinte, proporțional, oamenii bogați nu plătesc aceeași proporție cu oamenii săraci, plătesc mai puțin, însă ca și sume sunt mult mai mari.